În dosarul furtului de 1 milion de euro, anchetatorii au reușit deocamdată să aresteze 2 dintre suspecți. Este vorba despre băiatul de 16 ani, unul dintre autorii furtului, și despre cel care l-a jefuit pe acesta de 10.000 de euro, bărbatul prins la granița Nădlac. Aceștia se află în arest, în timp ce al doilea suspect, despre care se crede că ar fi intrat în casa din Ploiești împreună cu vecinul său minor, a primit mandat de arestare în lipsă. În urma prezentării în fața instanței de judecată, împotriva minorului a fost luată măsura arestării preventive pentru o perioadă de 19 zile, iar împotriva celui de-al doilea suspect a fost luată măsura emiterii unui mandat de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, existând indicii că acesta este fugit din țară. Așa cum au stabilit anchetatorii, cei doi tineri au spart casa din Ploiești fără să se gândească că ar putea găsi o asemenea comoară. De altfel, despre puștiul de 16 ani, oamenii legii au aflat că este analfabet. El nici nu a putut scrie declarația dată poliției și, mai mult, nici nu a știut să numere banii pe care îi furase. Împărțirea sumei de euro între cei doi s-a făcut în funcție de culoarea bancnotelor și de grosimea teancului. Fără îndoială, însă, neglijent a fost și proprietara banilor. Anchetatorii au dezvăluit faptul că femeia de 60 de ani nu-și luase nicio măsură de securitate pentru banii săi. Valiza în care era 1 milion de euro era pusă undeva la vedere, având asupra sa doar un simplu ghiveci cu flori. Pentru Valea Prahovei TV, Raluca Eparu.